Finala neobișnuită în Cupa României, faza județeană. Marea favorită Arsenal Malu și revelația viitorul Puieni se întâlnesc miercuri de la ora 18 pe stadionul Dunărea din Giurgiu. Dacă pentru tunarii din Malu va fi cea de-a treia finală consecutivă, pentru viitorul Puieni reprezintă cel mai important eveniment din istoria echipei. Pentru a ajunge în marea finală, echipa din Puieni a trecut de patru formații de Liga 4. Ase Mihai Bravu, Petrolul Roata, Progresul Valea Dragului și Avântul Florești. La rândul său, Arsenal de Giurgiu a eliminat Săbărelul Ciocoveni, Zmeiogrezeni și Unirea Izvoarele. Este a doua finală din ultimele trei sezoane când aceasta se dispută între o echipă de Liga 4 a -a și una de Liga 5. A -a. În 2014, Arsenal Malu trecea cu 2 la 0 de progresul Valea Dragului și reușea să facă o figură frumoasă în faza națională a Cupei. Chiar dacă nu sunt considerați favoriți, jucătorii din Puieni vor să facă tot posibilul pentru a furniza o surpriză uriașă. Rămâne de văzut dacă entuziasmul va depăși experiența. Precedenta ediție a Cupei României, faza județeană, a fost câștigată de unirea izvoarele, învingătoare la penaltiuri în confruntarea cu Arsenal Malu pe stadionul din roata de jos.